Deci, bun, pentru televizorul Samsung, da, UHD 4K, mama măsii, da, 208 cm, aproape cât peretele, căutam asta de introducere și acum să vedem. Uitați-vă aici și dumneavoastră, da, frumos, pe spatele televizorului, aici sunt mufele, că eu am căutat, dar mi-a venit acul în gură, da? Mufele pentru minuțiile astea. Se scrie digital adaptor audio USB, antenă, aer cable, LAN, HDMI 2, HDMI 1, și aici este ăsta al televizorului. Dăm eticheta asta la o parte, cum spune și aici. Un open, exact unde filmez eu, ia să vedem. Ia uitați-vă și voi. Aici, 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 aici. Asta din spate, da? Supra, deasupra ci, chiar în colțul din dreapta. Open, o tragem în jos frumușel, ia să vedem. Poate mă ajută și lanterna, dar nu prea cred. Așa, aici, da? Căutăm asta așa frumușel. Tragem. Că le-a ascuns ăștia, de parcă zici că cine știe ce este. Tragem asta în jos frumușel, ia uitați aici, da? Băgăm minunăția asta, da? Uitați-vă aici, este, cum îi zicem, com interface, da? Am luat, am comandat asta de la, nu mai dau nume, că se vede. Am introdus cartela exact aici și asta o introducem aici, frumușel, da? Vedeți, aici frumușel așa. Dar mai întâi să vă arăt și cu cartela cum facem. Că m-am urcat sus, că l-am pe mama măsii. Ia să vedem noi. Putem. Așa. Uitați aici. Asta. Cartela, da? Și aici. La fel. Scoatem de aici, frumușel. Uitați-vă și dumneavoastră, aici are niște pini, că vă arăt eu acum așa. Aici are niște pini, o grămadă pini, și mama măsii, niște găurele, astea înseamnă pini, da? Și ăsta de aici, la fel, are niște pini, după cum vedeți, da? Și intră unul în altul. Băgăm frumușel una în alta. Da? Până ajunge la capăt. Și acum mergem și introducem minuția aia, asta, da? O introducem în televizor și vedem care este treaba cu ea. Merge, nu merge, vedem acum, da? După cum vedeți și dumneavoastră, ăsta are o cătare aici, da? Unde intră minuția asta ca să facă click, da? Și asta nu este în jos, cum ar trebui să fie normal, da? Se intră așa, probabil să nu cadă la cutremure și alte minuții. O punem în sus, ca așa e căutarea ei. O punem în sus, interface mama măsii, da? Dar trebuie băgat prima oară pinii ăștia de aici, din lateral. Uitați, are unul pe partea asta, stați așa ca să vă arăt eu mai bine. Deci are unul aici, da? Uitați minunățile astea, stați să vi le arăt. Ăsta trebuie să intre aici și aici. Se intre prima oară. Băgăm în sus, așa, da? De aici, ia uitați-vă. Da? Vedeți? Aici găurele și în partea asta la fel are. Da? Și după aceea ridicăm în sus și băgăm. Stați așa. După cum vedeți, da, a apărut și pe ecran autentificare reușită. Am reușit să bag minuția aia ascunsă din spatele televizorului. Și acum să intrăm pe meniu. Ia să vedem ce ne arată ăștia aici. Intrăm pe setting, da? După cum vedeți, dăm aici pe
butonul de setting. Ia, mod imagine și dăm să căutăm canale. Așa, acum se difuzează, dăm la reglaj automat, apăsăm pe OK-ul de mijloc, da? Apăsați pe Start pentru a căuta și memora canale, ia să vedem. Semnal antenă, digital, îi dăm pe digital, că ne-a venit digitalul, să vedem dacă ne găsește. Dacă nu îi găsesc eu pe ăștia lanții, să le zic ceva de dulce. Îi dăm să scaneze. Ia să vedem. Ne găsește ceva? Sau nu ne găsește? E. Cred că trebuie să-l închid și să-l deschid după cum văd, că nimic nu vrea să găsească. Să încarcă linia. Așa, acum caută și canalele și vedem ce mai ne spune. Deci, ne-a găsit digital 188 TV. 173, radio 15 și 53 de analog. Abia 93%. Gata, a ajuns la 100% căutare. Acum îi dăm închidere frumosel pe asta de mijloc, ok. Ia să vedem. Și acum ieșim de aici frumos. Și vedem ce ne arată. Gata. Cam asta e tot. Da? Ia uitați. Cum vede. Unele canale sunt criptate. Din cauza asta trebuie zi... Oh, ce bine vede. Din cauza asta trebuie să luăm cartela de la furnizorul care ne oferă televiziune, că sunteți la sau la sau la și la, trebuie să cereți cartela aceea introdusă în televizor în spate. Eu v-am arătat locașul pentru Digi, Samsung, da, și de la Digi, m-am măsit, în fine. Voi dacă aveți o PC sau altele, selectați o PC și așa mai departe. O zi bună vă doresc!